ce am aflat? Cum arată viitorul PSD. Peste câțiva ani o să vină tineretul tare din urmă să îi înlocuiască pe bătrânii. Să vedem. Pe distracție și pe manele. Așa au fost tinerii social-democrați, viitorii lideri ai PSD strânși în delta Dunării ca să deslușească tainele politicii. Mentor le-au fost experimentații din partid Ecaterina Andronescu, ministrul Gabriel Petrea și rectorul Universității Politehnica Mihnea Costoiu. Chiar sub ochii lor, vlăstarul PSD s-a deslănțuit și s-a cam dat în stambă. Unii socialdemocrați au cam jucat cu focul, au aprins mai multe lampioane și și-au pus dorințe toate cu final politic. Cei din generația nouă a PSD mai că au dat foc terasei în care au petrecut. Mai mulți angajați au fost însă pe fază și au sărit cu un furtun. Și pentru că în politică totul se învârte în jurul alegerilor, viitorii lideri PSD au organizat și ei un scrutin. Au votat primarul PSD al anului, fiecare cum a putut. Și pe coada lui scria... Crăciun să iasă primar, mai acolo. So, eu vreau pe Căruță Mihai. Căruță Mihai în afară. Și cam atât cu politica. În rest, vlăstarul PSD s-a ocupat de altele. Au făcut concurs de pescuit, s-au măsurat în undițe și în capturi, doar vor ajunge și ei să prindă știuca cea mare ca șeful Dragnea. Bravo! Oho, oho! Măi, dar ăsta e frumos, crapul. Da. Îi facem cadou după ce-l cântărim. Vezi că mușcă. Nu l-a uitat nici pe Victor Ponta, fostul șef de partid. N-au putut să joace basket, dar în cinstea lui a organizat un campionat de volei. Nu se vorbește neapărat de politică. Se vorbește în general de tineri, de distracție. Să vedeți distracție când tinerii de azi vor fi politicienii de mâine. Eu și imaginez pe Ecaterina Andronescu și pe rectorul Mihnea Costoiu cum se uitau amândoi la tineretul PSD-ist care se destrăbăla. Da, dar ai văzut ce mișcări aveau? Dansau frumos pe manele? Tinerele. Talent. Le-ai văzut, nu? Da. O să vedem...